Bună seara, este ora 21, eu sunt Ole. Eu sunt Toti. Și împreună suntem la Tonic. Așa cum v-am obișnuit, vă aducem numai oameni frumoși și plini de viață și în această seară îi avem alături de noi pe Jacqueline și Luca Scol. Bună seara! Bună seara! Dragii noștri, voi faceți parte din trupa Retro G. Spuneți-ne puțin cum s-a format trupa și cum v-a venit acest nume. De ce acest nume? Voi începe eu. Trupa s-a format chiar în urmă cu un an jumătate. Noi am cântat de când suntem mici în trupa Peregrinii, Lucas chiar și în trupa All Friends Band, actuala All Over. Am vrut să cântăm ceva nou, am vrut să readucem piese vechi din anii 30 până în prezent, să aducem ceva modern la ele și să le aducem din nou în fața publicului. Câți membri are în prezent trupa? Noi suntem 5 în trupă. Sunt eu, vocalistă, Lucas, pianist, acordeonist și violonist, Alexandra Nedel, chitaristă, Gabi Timar, basist și Casian Corpenaru, percuționist. Aveți de gând să vă măriți trupa sau rămâneți la această formulă? Ne-am gândit să mai colaborăm și cu instrumente de suflat. Chiar avem asta în viitor și, da, de ce nu și cu alți instrumentiști. Cum v-ați găsit? Adică, noi pe noi ca frați? Nu, voi ca frați, voi cu restul trupei. Bănuiesc că voi deja aveați un plan să faceți trupa asta. Da. Eram toți prieteni. Eu cu Lucas, da, cântăm de când suntem mici împreună. Cu chitarista Alexandra am mai colaborat în trecut. Am fost colege din clasa 1 și prietene foarte bune. Deci totul a pornit de la sine. Și cu ceilalți doi tot ne cunoșteam de mai de mult și am zis să facem un proiect comun. E important ca cei pe care i-ai ales să fie colegii tăi de trupă să fie și prieteni înainte de asta? Să fie prietenii tăi? Nu neapărat. Cred că poți să devii prieten și după ce pornești un proiect muzical, că automat te apropii de persoane respective. Spuneți-ne despre pasiunea voastră despre muzică. De unde a început fiecare așa pe rând? Ați spus cântați de foarte mici. Da, la vârstă de 6 ani, la mine 6 ani, la ea 8 ani, ne-a dat la un curs de pian, printr-o surpriză, în care am început amândoi muzica. Inițial a fost complicat prima oară când am cântat împreună. Ea fiind mai bună la pian decât mine, eu eram mai mic și eram foarte supărat pe chestia asta și tot voiam să fiu mai bun și am accelerat. Și deodată am ajuns acasă de la școală, nu mai știu exact unde, și ea a început să cânte din voce. A dat o piesă din voce, aoleu, se face vocalistă. Și având trupa All Friends Band în perioada aia, care eram chitariști toți așa, și a mai colaborat cu noi și mai cânta din voce și așa. Și asta a fost prima noastră cântare împreună, alături de All Friends Band. După am venit prin Peregrinii și acum prin Retro G. Da, noi cred că am ascultat muzică de când am fost mici. Am fost crescuți într-o familie muzicală. Tata e profesor de chitară, dar a așteptat să mai creștem până să ne învețe chitara. Eu am început să cânt din voce prima oară, după ce am văzut un videoclip pe YouTube și am văzut o fată care cânta la pian și voce și m-a inspirat să cânt și eu. Și asta e formula, pian și voce. Păi am încercat așa prima oară, după am văzut că îmi place și am decis că vreau să devin vocalistă. Da. Ok, Luca, și tu nu te-ai gândit la asta? Adică dacă tot exista concurența asta, nu te-ai gândit la un moment dat, ai vrea să cânt și eu vocal? Nu m-am gândit și nici nu cred că o să mă gândesc, că nu prea mă atrage. Am început cu pianul și asta m-a atras cel mai mult și asta e. Da, și s-a văzut încă de când eram mic, chiar dacă, cum zice el, eram un pic mai avansată pentru că eram mai mare ca el. El în foarte scurt timp m-a depășit pentru că era foarte, foarte ambițios și talentat la pian, deci cred că asta este menirea lui. În trupa All Friends Band, tu ai cântat la clape sau chitară? Și la clape, dar mai rar, dar cântam toți la chitară și... Ok, foarte interesant. Cântam rock cu chitări clasice, da. Da, asta e interesant, deci practic făceați un set acustic. Da, da. Cum ar veni. Ce studiați voi în prezent? La ce școli sunteți?
Eu sunt anul întâi la Facultatea de Muzică și Teatru, la secția Teatru în Limba Germană. Am ales să fac în germană pentru că am terminat liceul Nicolaus Lenau, tot în limba germană. Și chiar pe timpul liceului am făcut teatru, tot în limba germană. Și am zis că vreau să continui pe drumul acesta și să fac și muzică în paralel. Deci muzică și teatru. Da, da. Te descurci cu amândouă așa în paralel. Da, mie îmi place să fiu ocupată și să fac multe lucruri artistice. Foarte de altfel poți să le și îmbini. Da, da, da. Lucas? Eu sunt încă la liceu, la Ion Vidu, la muzică. Sunt acolo din clasa 5-a când m-am decis că vreau să fac pian de performanță. Și până atunci am fost la Lenau, am fost și eu pe germană. Și cumva, na, m-am apropiat prea mult de pian. Na. Cât de important e să studiezi într-un mediu profesionist? Adică să nu fii autodidact, să studiezi cu un profesor? Este cel mai important lucru, pentru că te învață cineva cu experiență, cineva care a trecut prin chestia asta, prin ce vrei și tu să treci și te poate învăța din greșeli, te poate... E cel mai important lucru. În prezent tu te pregătești pentru olimpiadă. Poți să ne spui cum decurge treaba asta cu olimpiadele pentru instrumente? Da, păi este un program prestabilit, un timp anume, și trebuie să pregătești un program într-un an, mă rog, într-un an, începând din septembrie și olimpiada vine prin martie-aprilie. Și mereu crește programul, mereu e din ce în ce mai greu și mai lung. Și vine faza pe școală și după aceea faza națională, unde e concurență foarte mare și foarte complicat. Spune-o tine. Tu ai participat și la o emisiune televizată, adică ai concurat cu un moment artistic. Cum a fost experiența? Acum ceva ani. Da, acum cred că prin 2016 am concurat la această emisiune, alături de Peregrini, care inițial am fost chemați împreună, dar eu aveam sub 14 ani și puteam participa. Și da, ne-am pregătit cu un scenariu foarte fain în care să cânt la mai multe instrumente, inclusiv să merg pe monociclu în timp ce cânt. Și a fost o experiență foarte faină. Eu pentru prima oară apărusem la televizor atunci într-o emisiune așa mare și a fost foarte emoționant, a fost pentru greu, da, vârsta ta, la început, mă gândesc că a fost da, ceva wow și a fost foarte wow și greu în același timp. Da. În prezent mai faceți parte din trupa Peregrini? Da, da, mai facem parte. Chiar anul acesta aniversăm 7 ani. Wow. Vom avea un concert de aniversar la Casa Artelor. Poate cu ocazia asta o să facem o ediție cu voi. Da, da. Și pe partea asta cu... Da, chiar mi-am dat seama că suntem cam bătrâni așa de 7 ani. Vreau să vă întreb, cât de greu e să îți gestionezi timpul de studiu, având în vedere că voi cântați la mai multe instrumente? Adică și bănuiesc, chiar faceți asta, pregătiți asta pentru fiecare concert. Adică, de exemplu, tu cântai și chitară și percuție în concerte, tu folosești și acordeonul, uneori. Cât de greu e să gestionezi timpul pentru toate? Programul meu de studiu este diferit față de al lui Lucas, care se face pian de performanță. Eu mă bazez mai mult pe spectacolul pe care vreau să-l prezint și atunci mă pregătesc și din punct de vedere al prezentărilor și să-mi învăț textele și să studiez zilnic canto și instrumentele de care am nevoie. Lucas, în schimb, are un program mult mai strict decât al meu. El se trezește de dimineață, dar poți să spui tu puțin. Da, prin faptul că am învățat pian, care nu degeaba este numit regele instrumentelor, am reușit mult mai ușor să învăț restul instrumentelor, că sunt foarte asemănătoare. Inclusiv acordeonul, care e cel mai asemănător. Da, de câțiva ani mă trezesc la ora 5 ca să apuc să studiez, că școala e de dimineața până seara și nu apuc foarte mult. Și da, este foarte greu și na, sper să am timp mai mult să studiez și la celelalte instrumente, că am lăsat-o mai moale acum. Okay. Da. Cum vă împărțiți timpul între Peregrini și trupa voastră de muzică? Nu s-a întâmplat vreodată să aveți concerte sau, nu știu, proiecte în același timp? Cum vă împărțiți?
Nu s-a întâmplat până acum. Noi avem tot timpul o agendă și ne aranjăm evenimentele astfel încât să nu se suprapună. Și deci referitor... Cum s-a întâmplat să cântați în aceeași zi cu ambele trupe? A fost voit, așa. am cântat pe 14 februarie la un concert organizat de Fundația Art Media. Acolo a fost o evoluție a muzicii. Iar noi cu prietenii cântăm muzică medievală, cu retrogei cântăm de la muzica anilor 30 până la cea actuală, atunci am cântat muzica hippie și Dragoș Moldovan a cântat muzica nouă. Acolo a fost voit să cântăm în aceeași zi. Nu e foarte solicitant, iar în ceea ce privește repetițiile, noi repetăm cam de 2-3 ori pe săptămână cu trupa și sunt destul de zile în săptămână încât să nu se suprapună. Da. Și, ok, partea asta cu repetițiile, dar, nu știu, credeți că e important pentru tineri să studieze un instrument pentru dezvoltarea personală? Da. Da, să spun și de ce chiar mă gândeam la aspectul ăsta chiar în liceu. La noi la liceu nu s-a făcut așa multă muzică și nu s-a pus accentul pe partea artistică. Din fericire, eu am avut șansa să merg în foarte multe schimburi de experiență și am călătorit prin Elveția, Austria, Suedia și am văzut școlile de acolo. Acolo muzica este obligatorie, dar și arta. Poți să alegi între cele două. Și cred că te dezvoltă foarte, foarte mult, pentru că nu e așa ușor să cânți la un instrument. Trebuie să depui efort. Trebuie să fii foarte atent, îți dezvoltă atenția, în primul rând. Și te dezvoltă pe tine cum. Și mi se pare că dacă știi un instrument, automat ești mult mai deschis și la alte domenii pe care le abordezi. Bănuiesc că sunteți de părere că și orele de muzică ar trebui luat în serios în școli, zice. Da, categoric. Măcar puțin, să știi puțin ritm, să știi muzică, să asculti muzică, să ai o cultură muzicală. Mi se pare că este foarte important. Întrebam cât de importantă este studierea unui instrument, pentru că văd că voi aveți foarte multe proiecte, vă gestionați timpul foarte bine și mă întrebam cum reușiți să ai și viața socială pe care o au tinerii, majoritatea tinerilor din ziua de azi. Ești în club, ești cu prietenii undeva. Cum poți să faci asta? Adică se poate? Poți să jonglezi cu ambele? Da, categoric. Știu că toată lumea spune că este o problemă a timpului. Eu consider că dacă îți împarți timpul cum trebuie, ai timp de toate. Cred că nu există că nu ai timp. Eu chiar câteodată mă trezesc cam prea mult timp după ce fac toate lucrurile astea. Mai ales în vacanțe, simt că trebuie să fac ceva, nu pot să stau locului. Da, ai timp. Poți să și studiezi, poți să și, mai ales că dacă faci din plăcere ceea ce faci. Eu mă duc la facultate, după aia mai studiez acasă și categoric am seara timp să mai ies în oraș cu prietenii. Nu ies acum zilnic, dar voi ați preluat hiturile, să spunem, din anii 30 până în prezent și le-ați adaptat într-o formă interesantă pentru public. De ce ați ales să faceți asta? Acum când majoritatea trupelor care fac cover-uri fac cover, de fapt, la piese cunoscute acum, adică foarte cunoscute acum, în vogă, să zicem. În primul rând, noi încă considerăm că suntem la început de drum și încă de mici am încercat să abordăm mai multe genuri muzicale. Și consider că este foarte, foarte important ca și artist să cunoști toată zona muzicală. Noi am ales să facem piese din trecut tocmai ca să fim puțin diferiți, dar și pentru că ne place foarte, foarte mult și genul swing, și hippie, și genul de atunci, dar și cel actual. Dar am zis că dorim să ducem o noutate și să arătăm tinerilor muzica de atunci, să le arătăm că și pe acel gen de muzică se poate dansa și te poți distra. Și atunci ați putea să spuneți cam ce gen abordează trupa voastră sau e prea dificil să faceți asta, având în vedere că alegeți din foarte multe genuri de muzică repertoriu? Trupa noastră se numește Retro J. Abordăm în general muzică veche, dar și actuală, desigur, la cerere. Nu știu, noi suntem foarte, foarte diversi. Cred că prin asta ne putem caracteriza trupa, că suntem diversi. Cum reacționează tinerii la hiturile astea vechi? Adică, în general, la muzica generației părinților, bunicilor noștri? Le place, tuturor le place genul ăsta de muzică, inclusiv nouă, de aia, ascultând foarte multă muzică, am ajuns să ne placă
și muzica părinților și bunicilor noștri. Și da, la concerte e o distracție și pentru publicul, că e altceva și se simt bine și... Da, am avut mult feedback pozitiv din partea lor. Inițial nu știam cum va primi publicul piesele, dar chiar am observat că foarte mult cântă cu noi și am fost foarte fericit să vedem că lumea chiar aștepta așa ceva. Deci tinerii cumva chiar sunt pasionați de a căuta muzică mai veche, nu neapărat muzica asta care e acum pe Radio TV. Da, cred că majoritatea ascultă acasă și genul muzical abordat de noi și cred că nimeni nu-l cântă live. Probabil de aceea sunt și tinerii așa de entuziaști la concertele noastre. Da, apropo de partea asta cu cântat live, făcut cover-uri, v-ați gândit pe viitor să și compuneți ceva, nu știu, în genul swing sau... Că ziceați de swing mai devreme. Da, da, evident că ne-am gândit. Noi chiar avem și ceva compoziții proprii. Dar am ales să începem să ne punem trupa primară pe picioare și după aia să ne promovăm piesele noastre. Și cred că ne-a ajutat faptul că am cântat așa de divers și am ascultat așa multă muzică, pentru că atunci când începi să compui, deja poți să observi ce îți place, cam ce vrea să combin ca să fie stilul tău și... Da. Da, noi am început să lucrăm la proiectul nostru. Și când... Adică, cum decurge pentru voi pregătirea pentru concerte? Există pregătirea concertului în sine? Adică există cereri? Vin oamenii, cer trupa voastră pentru anumite localuri sau evenimente? Da, lumea ne alege mai ales pentru spectacolele noastre tematice. De obicei noi venim cu propuneri, cam ce ar place publicului, și de obicei persoanele care ne cheamă să lasă pe mâna noastră, au încredere în alegerile noastre. Păi cum decurge? Alegem un repertoriu, playlist-ul, vedem cam câte seturi facem și începem repetițiile. Noi, oricum, de când am început trupa, am repetat majoritatea pieselor noastre. Avem peste 300 de piese, dar încă lucrăm să le știm pe toate. Și repetăm să iasă tot spectacolul perfect. Mă rog, nu poate să iasă perfect niciodată, dar spre perfecțiune tindem. Ok. Lucas, tu cânti și muzică clasică, adică asta studiezi. Te-ai gândit să combini muzica clasică cu muzica retro? Automat se combină. Muzica clasică este baza, este unde s-a început și tot ce este în muzica modernă este inspirată din muzica clasică și am început să observ chestia asta. Și automat ce fac în clasică vine de la sine să combin și cu muzica modernă. Și crezi că publicul ar reacționa pozitiv la o variantă în care ați cânta inclusiv piese din muzica clasică, dar exact în forma lor? Nu prea este posibil 100% să facem chiar în forma lor originală, dar nici nu m-am gândit la chestia asta, să combinăm chiar piesa în sine. Nu, dar zic influențe de muzică clasică, da, da. Ce mi-au intrat în sânge și acum mereu le folosesc peste tot. Da, deci practic combini cu absolut toate, adică toate proiectele din care faci parte, Retro G, Peregrini. Da, muzica clasică m-a ajutat foarte mult și m-a dezvoltat foarte mult. Am vrut să întreb, pentru că tu cânti și la acordeon, cum reacționează tinerii? Pentru că tinerii nu sunt obișnuiți în momentul de față cu instrumente puțin neconvenționale pentru muzica, să zicem, comercială pe care o găsim astăzi peste tot. Cum reacționează când văd, aud un acordeon în concertele voastre? Acordeonul e un instrument foarte fain și îmi place foarte mult. Și sunetul, și instrumentul în sine. Și cred că la orice piesă putem aborda să folosim și acordeonul. Și sună foarte bine, n-are nimeni de ce să zică că nu sună bine. Tuturor o să le placă, da. Deci tu ai încredere și oricum orice da, s-a întâmplat, un instrument fain, sigur da. O să le placă. Ați avut, în copilărie, ați avut anumiți artiști care v-au inspirat să deveniți muzicieni?
chiar de la vârsta de 2 ani mi-au spus părinții că am fost atras de muzica clasică și de baleturi și îmi plăcea foarte mult. Și aia cred că a fost prima mea inspirație. Și acum mă mai gândesc și încerc să-mi aduc aminte de pe vremea aia, ce îmi plăcea, de ce mă atrăgea chestia aia. Și da, ca artiști acum, după care să mă inspire, eu caut, pe mine mă inspiră cel mai mult pianiștii mari, așa în sine, că asta vreau eu să fac ca proiect solo. Ok. Și la tine? Cine, nu Lang Lang? Ba da, Lang Lang, în anume. E un pianist chinez foarte bun și care cumva a adus muzica clasică mai pentru tineret. Ok. Jacqueline? Cum ziceam, prima oară când m-am apucat să cânt, am auzit un cover pe YouTube și era de la Jessie J. Și cred că Jessie J a fost prima care, nu știu, m-a inspirat să cânt. Mi-a plăcut foarte, foarte mult timbrul vocal și versatilitatea ei. Cred că ea este primul artist care m-a inspirat. Jacqueline, tu pe viitor te-ai gândit la un proiect solo, pentru că Lucas bănuiesc că în proiectul lui solo va cânta muzică clasică, nu? Da, asta vreau. Tu te-ai gândit la un proiect solo pentru viitor? Da, în oarecare măsură, adică nu consider că trebuie să cânt neapărat solo sub numele de Jacqueline. Mie îmi place ideea de trupă oricum și mi-ar plăcea să continui cu trupa, dar clar m-am gândit să îmi scot în evidență și piesele proprie și chiar mi-ar plăcea ca să le fac auzite în România, dar nu numai. Dar, în general, de ce credeți că tinerii care se apucă de muzică după încep să dezvolte tot mai multe proiecte? Adică de ce nu ar putea să abordeze cu o singură trupă mai multe genuri muzicale? Sau să nu-și creeze mai multe proiecte, ci să le combine? Ca și tânăr, nu cred că încă ești foarte sigur ce-ți place 100%. Și clar, nu poți să combini să faci o trupă de rock, să cânte și total alte genuri muzicale, pentru că se pierde esența. Noi cu Peregrinii avem foarte mult succes pe muzica medievală. Noi cântăm world music, adică muzica etniilor de peste tot, de acum foarte mulți ani. Am ales să continuăm pe acest drum, pentru că nimeni nu abordează aceste genuri muzicale. Cred că e fain să faci parte din cât mai multe proiecte. Evident că trebuie să te focusezi la un moment dat pe anumite proiecte ca să-ți iasă perfect, dar cred că e fain să diversifici, să experimentezi și să vezi ceea ce îți place. La același timp, v-ați gândit să faceți pe viitor și un proiect doar al vostru, Jacqueline și Lucas? Nu ne-am gândit momentan. Eu cu Lucas are un studio acasă și compunem muzică și compunem împreună. După cum am zis, nouă ne place să cântăm cu trupa, deci nu ne-am gândit să cântăm doar noi doi pe scenă. Clar, avem și program doar de pian și voce, dar ne place să... Apropo de asta, cât de complicat este să-ți faci un studio al tău? Că bănuiesc că e practic o idee mai simplă decât să mergi să înregistrezi la altcineva, pentru că atunci când, să zicem, te lovește inspirația sau simți nevoia să o faci, poți să faci mai ușor dacă l-ai acasă. Da, inclusiv asta este o meserie și este foarte complicat. Și de-aia că, în esență, și asta este muzică, tot ce este muzică, legat de muzică, vreau să învăț. Și asta m-a inspirat acum un an și ceva, să-mi fac studio acasă, să-mi cumpăr program, să-mi cumpăr tot ce-mi trebuie, că am vrut să mă dezvolt și pe latura asta și să pot să fac oricând. Să pot să vorbesc cu Jacqueline, să compunem o piesă, să înregistrăm o piesă, să filmăm o piesă, să pot să fac atunci, să nu trebuiască să mă gândesc, să planific când să merg și... Să aștepți după unul după altul. Mă gândesc că toată treaba asta cu studioul necesită investiții, bani, timp. V-ați descurcat pe partea asta? Da, e foarte, foarte costisitor să faci un studio, dar se merită. Și, na, cel puțin noi ne-am strâns bani să facem acest lucru, deci cred că toată lumea poate să, dacă chiar dorește, să strângă bani și să-și facă un studio. E și foarte complicat să-l folosești în pustăneg, dar înveți cu timpul. Învățați în timp. Da. Deci înțeleg că vreți să vă dezvoltați și pe partea asta de sunet, de mix master.
Da, vrem să ne... să ne înregistrăm piesele proprii și vrem să facem asta, vrem să înregistrăm foarte multe piese. Okay. Am început acum să înregistrăm și am început să facem niște filmări la niște cover-uri și na, pe viitor și cu piesele noastre proprii și vrem să aducem număr mare de piese. Credeți că e important pentru trupele tinere să recurgă la metoda asta la care recurg artiștii în general acum? Să faci o piesă și să o lansezi cu videoclip? Sau să chiar și la un cover, să îi faci un videoclip ca să prindă bine pe platforme ca YouTube? Eu consider că este foarte important pentru că la ora actuală rețelele de socializare sunt în prim plan, mai ales la publicul tânăr și platforma de YouTube este o platformă de lansare, adică poate să te vadă o lume întreagă și poți să arăți de ce ești în stare. Poți să arăți de ce un client ar trebui să leagă pe tine sau o persoană ar trebui să te cheme pe tine să cânti. Și mi se pare că e o bază de dată foarte, foarte, foarte bună, mai ales pentru muzicieni. În același timp, voi vă promovați și pe restul platformelor, chiar și de socializare. Cum se întâmplă acolo? Adică vin oamenii, vă dau feedback-uri și acolo sau preferă să facă asta la concert? Nu, am observat că de obicei oamenii dau feedback pe rețelele de socializare. Probabil este mai simplu decât să ne abordeze după concert, nu știu. Dar primim foarte mult feedback pozitiv și e foarte, foarte drăguț. Da, noi comunicăm mult cu persoanele pe rețelele de socializare. Am vrut să vă întreb, de unde vine susținerea voastră? Din partea familiei, prietenilor? Cine vă mai susține în toate proiectele voastre? Da, familia în principal și tatăl meu a cântat în tinerețea lui și el ne împinge așa spre muzică, dar a văzut că ne place și nouă, deci nu a fost o împingere forțată. Vă lasă să vă exprimați da, voi liber. Și da, și mama mea, toată familia noastră de altfel. Dar și prietenii, toți cred în noi și ne susțin. Cât de important e să îți găsești prietenii cu același mindset ca tine? Adică spuneați că de obicei atunci când faceți o trupă alegeți prieteni, dar nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu varianta asta. Ok, atunci când îți alegi prietenii, cum faci? Îți alegi prieteni muzicieni sau... Da, adică de obicei... Bănesc că e important să împărțiți aceleași valori. Da, păi asta e și ideea. Asta e să mergem pe același drum și să ne ajutăm reciproc, să ne învățăm reciproc ce nu știm și... Așa putem evolua și chiar într-o trupă, dacă toți avem același drum și aceleași pasiuni, putem ajunge foarte sus, dacă ne dorim. Da, eu nu cred că mi-aleg prietenii neapărat, cred că se întâmplă pur și simplu să ne împrietenim. Eu nu caut neapărat să fie din aceeași zonă cu mine, dar un mindset-ul asemănător cred că e de la sine înțeles între niște prieteni că au ceva lucruri comune, dar nu cred că trebuie neapărat să fie muzician sau... actor sau... Da. Dar automat, dacă lucrezi într-un anumit domeniu, cunoști oameni în acel domeniu și evident că te împrietenești cu ei. Dar eu am prieteni și din alte domenii decât muzica și teatru. Care sunt planurile voastre de viitor cu RetroG? Adică bănuiesc că vreți să mergeți cu trupa cât mai mult prin țară, să vă creați un public, nu? Da, planul este să devenim foarte buni. Să avem un repertoriu foarte mare, să putem să fim chemați să cântăm orice stil, oricând. Și nu m-am gândit chiar unde vrem să ajungem. Eu mereu mă gândesc să fiu mai bun și să devenim mai buni noi, așa? Că atunci o să vină totul de la sine și concertele și... Cumva ăsta e motto-ul tău. Da, cred că ăsta e mindset-ul trupei. Adică noi muncim foarte mult și nu suntem așa, nu știu, supărați dacă acum... La început nu avem așa multe concerte, pentru că știm că totul vine de la sine și prin muncă poți să reușești. Dar sigur, ne dorim să ajungem pe scenele mari, ne dorim să cântăm cât mai mult și să arătăm publicului ce știm să facem și să transmitem emoția noastră. Da. Ați avut deja un număr destul de mare de concerte, ați reușit să duceți trupa și la festivaluri de muzică? Momentan nu, încă nu, dar chiar planificăm pentru vara asta. Și cum credeți că o să primească publicul o trupă de cover-uri care preia hiturile de la anii 30 până în prezent într-un festival de muzică?
deja trupe de cover oricând de la festivale de muzică. Noi cred că o să ducem ceva nou și sunt sigură că publicul va primi asta cu brațe deschise. Pentru că am observat că și la festivalele actuale sunt scene unde se cântă muzică de genul, deci nu cred că va fi o problemă. Unde ați concertat până acum? Ați avut doar public tânăr sau și peste o anumită vârstă? Care vi se pare că sunt mai deschiși? La ultimul nostru concert a fost un public mix, au fost și oameni mai în vârstă, dar am fost plăcut surprinși să vedem că toți primesc foarte bine ceea ce le transmitem noi, inclusiv oamenii mai în vârstă, dar și tineretul. Și toți s-au distrat ca și cum ar fi avut aceeași vârstă și a fost foarte, foarte drăguț. Deci cred că nu ne adresăm unei singure vârste, ne adresăm tuturor. Dar cât de greu e să-ți formezi un public al tău? Adică oamenii care să vină regulat la concertele tale, dacă ești undeva cu trupa, să vină să te urmărească festivaluri? Sau... Păi la început oricum, de obicei vin prietenii ca să te susțină, dar da, este destul de complicat să-ți faci un public al tău. Dar cred că prin multă muncă și dacă reușești să arăți unei mase mare de oameni ceea ce poți să faci, cred că sigur vei avea și tu publicul tău. Noi momentan muncim în direcția asta. Și vorbeați de compoziții, spuneați că deja ați început să faceți asta. Cum vor suna ele dacă nu vor mai fi hiturile părinților, bunicilor noștri, generațiilor lor? Cum vor suna ele? Spre ce genuri mergeți? Luca să face mai mult muzică de film, ceea ce compune la pian, adică în genul compozitorului Hans Zimmer. Mie îmi place să combin mai multe genuri muzicale. Nu pot să zic că fac muzică în stil vechi. Mie îmi place foarte mult muzica indie, dar și rockul alternativ. Îmi plac mai multe genuri muzicale și tind să cred că mă duc așa un pic spre genul 21 Pilots. În genul lor îmi place să mă duc. Îmi place la ora actuală și de Dua Lipa, deci le combin. Dar nu pot să spun că fac așa în stilul hippie sau stilul remului de atunci. Dar am gândit să facem și un proiect de muzică swing în stilul Parostelar, dar pe limba română. Lucas spunea Jacqueline că tu faci mai mult muzică de film sau în genul ăsta. Ai încercat să faci asta, adică să-ți promovezi muzica pe, ca și cum ar fi coloana sonoră a unui film? Încă nu, încă sunt perioada de învățare și în perioada în care încerc și descoper multe lucruri. Da, vreau să mă dezvolt și pe latura asta, vreau să compun, pentru că e cel mai fain lucru și să-ți pui ideile tale pe hârtie, să vezi cum sună. Și inclusiv pentru trupă, piesele compuse de noi, încă nu m-am gândit pentru fiecare în ce stil să o abordez, să fac orchestrația pentru trupă și încă nu m-am gândit pe ce stil să mergem cu trupa așa, întreb pe asta compoziții. Pentru că noi am avut invitat și pe David și Luca de la All Over. Da. Și Luca de curând s-a apucat de scurtmetraj, adică a încercat să facă actorie de scurtmetraj, el mai face actorie pe lângă și ei n-au realizat și muzica pentru asta. Crezi că ar fi cerere pe partea asta în România pentru scurtmetraje, filme? Cred că da. Cred că... Pentru că în momentul de față avem destul de puțini compozitori români care fac și muzică de film. Da, m-am gândit și la chestia asta și de-aia vreau să învăț, că sunt foarte puțini și cred că este o șansă. Este o șansă să mă dezvolt și să mă realizez și în direcția asta. V-ați gândit să mergeți la un alt concurs televizat cu trupa voastră? Având în vedere că deja Luca s-a trecut prin faza asta și deja cam știți cum stă treaba. Sincer, nu ne-am gândit să participăm și nici nu cred că vom participa. Principal motiv că mi se pare că astfel de emisiuni televizate
Ok, te ajută, te arată în fața unui public, dar nu cred că te scotește de muncă și cred că poți la fel de bine și de jos să pornești și să ajungi acolo unde îți propui. Da, consider că este și puțin riscant să te expui prea tare la astfel de misiuni. Pentru noi, emisiunea la care a participat Lucas și trupa noastră, am avut o experiență foarte bună. Nici nu ne așteptam să ajungem chiar până în marea finală și să ajungem printre ultimii câștigători în devenire. A fost o experiență foarte, foarte, foarte faină și aș recomanda tuturor să treacă prin așa ceva, dar noi ne-am oprit acolo. Care credeți că sunt riscurile, totuși, în a te expune cât mai mult în concursuri de genul ăsta? Cred că nu întotdeauna cei care realizează astfel de emisiuni doresc să te pună pe tine neapărat într-o lumină bună. Și cred că foarte, foarte ușor pot fi cuvinte sau lucruri scoase din context. Și, repet, da, te expune unui public larg, dar cred că tot prin muncă și tot prin forțe proprie vei ajunge mai departe dacă dorești. Și noi considerăm că putem face asta și singuri. Și pentru restul tinerilor muzicieni, aveți ca sfat să încerce experiența asta sau nu? Cred că depinde de fiecare. Dacă ei simt că acesta este drumul lor și simt că trebuie să facă acest lucru, sigur, pentru că nu pentru toți. Pentru majoritatea este o experiență pozitivă. Dar și dacă ajungi la astfel de misiuni, tot trebuie să muncești și tot trebuie să continui tu, pentru că nimeni nu te va promova, nimeni nu va veni acolo să zică ok, gata, ai ajuns, vedetă. Dar exact cum spui, e o platformă foarte bună de lansare, mai ales pentru cei care merg să-și prezinte compozițiile proprii. Da, da, te expune în fața unui public larg și automat oamenii te văd altfel și îți văd altfel muzica. Dar tot depinde de tine să le arăți ce faci. Pentru că probabil succesul e pe moment și ca să crești tot din partea voastră, da, trebuie da, să da. Vină munca. Da, exact. Pe partea cu peregrinii aș vrea să vorbim puțin pentru că nu prea am vorbit despre asta. Și să ne spuneți și cum s-a înființat trupa și de când faceți parte. Să ne spuneți așa un mic istoric. Da. Spuneți că acum sărbătoriți cei 7 ani. Da, chiar exact. Acum calculam. Deci din 2013 suntem activi, eu aveam 12-13 ani, Lucas 10. Da. Tot s-a înființat acolo doar din prietenie. Eram noi un grup de prieteni și ne plăcea foarte, foarte tare muzica și eram și pasionați de istorie totodată. Și noi, ascultând în casă tot timpul muzică diversă, am început să ascultăm și muzică medievală. Și ne-a plăcut și ne-am gândit că ar fi frumos să încercăm și noi asemenea lucruri, așa că părinții noștri s-au dus și ne-au cumpărat fluiere, acordeoane, tot ce trebuie, lucruri mai speciale și am început inițial în grădină, să repetăm, în grădina unui prieten, iar după aia tatăl uneia din trupa noastră, Fabian Caliș, ne-a organizat mai multe concerte în spații publice și am văzut că publicul e foarte deschis. Da, și am integrat în spectacolele noastre și monociclul. Acum avem și dansator cu foc. Da, încercăm să facem un spectacol complet și chiar am observat că publicul din România probabil nu a mai văzut așa ceva. Noi suntem singura trupă de world music tânără din România. Și de atunci am fost chemat la foarte multe festivale medievale din țară. Și cred că am devenit o trupă cunoscută pe partea asta. Tocmai asta am vrut să vă întreb. Concertele peregrinii încep să arate ca un spectacol foarte complex, unde e un sincretism între mai multe arte. V-ați gândit să faceți asta și pentru Retro G? Sunt două categorii foarte, foarte diferite. La peregrinii noi spunem povești din trecut și încercăm să readucem istoria în viața de zi cu zi. Și tot timpul concertele noastre vin și cu povești care sunt adevărate. La concertele noastre, sigur, e fain să avem și dansatori și să spunem povești, dar nu e chiar același lucru, adică nu este o poveste întreagă. Cred că la Retro G putem mai mult să facem și noi spectacol pe scenă, noi să interacționăm cu publicul. Deci credeți că la genul pe care îl abordați voi cu Retro G s-ar pierde cumva din ceea ce transmiteți dacă ați aduce și dansatori și... Nu cred că s-ar pierde,
cred că ar aduce un plus, dar zic doar că genul de spectacol este diferit. Noi cu Retro J încercăm să ajungem noi direct la public. Prin Peregrinii dorim să ajungem la public, dar printr-un spectacol mai complex, printr-o poveste, ca să transmitem o altfel de emoții. Voi faceți parte din mai multe proiecte. Colegii voștri de la Retro J sunt și ei prinși în alte proiecte? E greu să stabilești repetiții, concerte? Da, dacă e un număr mai mare de 3 persoane, de 4 persoane, e greu să aduci la oaltă toți. Mai ales fiind muzicieni, toți avem programe turbate și foarte puțin timp liber. Și da, după mult timp de chinuială ne ajungem la un punct în care să cădem de acord și să putem repeta într-un anumit moment. Bănuiesc că nu există, nu apar conflicte din cauza asta sau ceva. Căutați mereu o cale de înțelegere. Da, nu e niciun conflict, că ne înțelegem unul cu altul, că suntem pe același drum, chiar ne ajutăm și ne susținem unul pe altul. Și deci cumva toți trebuie să înțeleagă că e un scop comun. Da, da, deci nu are nimeni de pierdut nimic, suntem pe același drum. Ce sfaturi aveți pentru tinerii muzicieni? Să nu se lase și să continue, pentru că e un drum frumos și muzica aduce o liniște și arta în general aduce o liniște și mereu când ai un moment de stres sau așa, muzica e printre singurele variante care te poate liniști și se poate aduce fericire. Da, eu le-aș spune să creadă în ei și pentru că am observat că la noi e tendința să nu îți îndrum copilul să urmezi acest drum. Eu le-aș recomanda să creadă în ei și să fie perseverenți. Pentru că dacă nu sunt perseverenți în muzică, la fel ca și în alt domeniu, nu poți să ajungi departe. Dar eu consider că se poate trăi din muzică și consider că dacă ei simt că asta e pentru ei, să continue să facă asta. Ce înseamnă perseverența pentru voi? Să faci zilnic, să muncești zilnic pentru scopul tău, să nu te lași, să ai vise mari și să muncești pentru ele. Și e important ca disciplină să stabilești un număr de ore de studiu? Da, la Lucas funcționează un anumit număr de ore de studiu. Eu prefer să fac ce simt că e nevoie acum, pe moment. Și dacă simt că e nevoie să studiez mai mult canto, pe moment voi studia mai mult canto. Dacă simt că e nevoie să fac altceva pe moment, voi face altceva. Dar e important să lucrezi pentru scopul tău. Pe partea asta de canto, ai luat și ore sau autodidact? La început a fost autodidact, când am fost mai micuță, dar prin clasa a noua am început să fac 2-3 ani, am făcut de canto cu doamna Valentina Kotinski și m-a ajutat foarte mult. M-a învățat multă tehnică și m-a învățat să controlez mai bine și m-a învățat și anumite tehnici. Dar consider că e important să lucrez și cu un profesionist. Unde vă pot găsi oamenii? Adică ce interesează muzica voastră? Cum spuneam, pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram și YouTube, sub numele de Retro J. Acum avem în plan să postăm mai multe videouri pe YouTube, în mod constant. Și acolo veți putea urmări și activitatea noastră. Puteți veni la concerte dacă doriți. Vă așteptăm! Vă mulțumim, sperăm să facem o ediție și cu Peregrinii și la baftă în toate proiectele. Mulțumim de invitație. La cât mai multe proiecte. Și noi vă mulțumim și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumim. Vă mulțumim și voi, eu sunt Ole. Eu sunt Toti și ne vedem în fiecare marți și joi de la ora 21. Be tonic. Stay tonic.
Ciao!